Aș vrea să vă promit de la început că nu o să fiu atât de lung ca înainte, dar nu pot. Nu putem să avem o imagine completă asupra alegerii și asupra predestinării dacă nu privim și partea ei negativă. Este un lucru foarte greu pentru că privește destinul unor oameni, a mulți oameni, a multor oameni care vor ajunge sub pedeapsa lui Dumnezeu, vor ajunge în iazul de foc. În acest punct al studiului, aș vrea să deschidem la Romani, capitolul 9, și de acolo să citim un pasaj mai lung, de la 9 la 23, dar absolut esențial. Deci, Romani, capitolul 9, de la versetul 9. Căci cuvântul acesta este o făgăduință. Pe vremea aceasta mă voi întoarce și Sara va avea un fiu. Ba mai mult, tot așa a fost cu Rebecca. Ea a zămislit doi gemeni numai de la părintele nostru Isaac. Căci cu toate că cei doi gemeni nu se născuseră încă și nu făcuseră nici bine, nici rău, ca să rămână în picioare hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu, prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin cel ce cheamă, s-a zis Rebecii, cel mare va fi rob celui mai mic. După cum este scris, pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât. Deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nici de cum. Căci el a zis lui Moise, voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Așadar nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Fiindcă Scriptura zice lui Faraon, te-am ridicat adins ca să-mi arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul. Astfel, el are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea. Dar îmi vei zice, atunci de ce mai bagă vină? Căci cine poate sta împotriva voii lui? Dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut pentru ce m-ai făcut așa? Nu este olarul stăpân pe lutul lui ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuințare de cinste și un alt vas pentru o întrebuințare de ocară? Și ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arate mânia și să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei făcute pentru pieire și să-și arate bogăția slavei lui față de niște vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă. Despre noi vorbesc. Nu există versete mai directe decât acestea care să vorbească despre alegere și despre nealegere sau respingere. Știți că sunt mulți creștini care merg cu regularitate toată viața lor la adunare și n-or să audă niciodată o predică din acest text. Mai sunt cazuri în care se mai aude, dar foarte, foarte rar. Nu trebuie să ne fie teamă de vreun text din Scriptură. Dacă credem că toată Scriptura este inspirată și că toată este de folos, atunci trebuie să acceptăm tot ceea ce spune Scriptura. La un moment dat Spurgeon a spus, să nu vă fie niciodată frică de Bibliile voastre. Dacă există un text în Scriptură de care ți-e teamă să te legi, umilește-te până poți să o faci. Dacă crezul tău și Scriptura nu sunt într-un acord, taie-ți în bucăți crezul și fă-l să fie de acord cu această carte. Și să ne ajute Domnul să putem fiecare să facem lucrul acesta. Versetele pe care le-am citit prezintă până la urmă esența studiului nostru de până acum. Dumnezeu este suveran absolut asupra întregii sale creații, omul este incapabil să se mântuiască pe sine și nu merită harul lui Dumnezeu. Trebuie să acceptăm adevărurile acestea scripturale dacă dorim să avem o înțelegere corectă asupra alegerii și respingerii. Să ne uităm puțin la pasaj. În prima parte a textului, de la versetul 9 până la 13, vedem alegerea lui Iacov și a lui Esau. Vedem că alegerea nu se bazează pe meritul omului. Înainte ca cei doi gemeni să se fi născut, înainte să fi făcut ei bine sau rău, Dumnezeu i-a ales și i-a ales pe un criteriu pe care Pavel îl descrie așa, ca să rămână în picioare hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu, prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin cel ce cheamă. Alegerea este făcută de Dumnezeu și este singurul suveran în ea. Iacov nu a fost mai bun decât Esau. Vă vine sau nu să credeți?
De fapt, dacă stăm să ne gândim din punct de vedere omenesc, chiar Esau era mai bun decât Iacov, în anumite sensuri. Adică era, poate era el mai nătăfleț, așa, mai credul, mai... Dar era un băiat bun, era un băiat harnic, era un bărbat care mergea și muncea de dimineața până seara. Pe când Iacov, îi descris ca un înșelător, îl vedem în mai multe ocazii ca fiind cam laș. Și dacă ar fi fost din punct de vedere omenesc sau noi să facem o alegere între cei doi gemeni, am fi spus, parcă l-aș fi ales pe Esau și l-aș fi respins pe Iacov. Cu toate astea, alegerea lui Dumnezeu este exact invers. În versetul 14, după ce spune pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât, automat Pavel vine și ridică sau anticipează o obiecție care s-ar putea aduce. Oare sau nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nu intră mai mult în detalii să argumenteze, dar spune doar nici de cum. Oare nu este nedrept ca Dumnezeu să aleagă pe unul și să respingă pe celălalt? Nu. Respingerea unora este în concordanță cu dreptatea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu ar fi ales pe nimeni, ar fi fost cea mai nedreaptă ființă din univers? Ia gândiți-vă la asta. Dumnezeu ar fi fost la fel de bun și la fel de drept dacă nimeni nu ar fi ales, dacă nu ar fi ales pe niciun om. Dacă alegerea este pe merit și Dumnezeu este drept să aleagă și Dumnezeu n-ar fi ales pe nimeni, ar fi fost într-adevăr cea mai nedreaptă ființă din univers. Dar nu este așa. Versetul 15. El a zis lui Moise, voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Din nou, mântuirea nu este un act al dreptății lui Dumnezeu, ci este un act al milei lui Dumnezeu. Milă la care nimeni nu poate avea pretenție și nimeni nu poate să îl oblige pe Dumnezeu să-i o arate. Dacă Dumnezeu ar fi ales pe cei care vor crede sau pe cei cărora le-ar fi prevăzut credința, atunci mântuirea ar fi fost în concordanță cu dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu a văzut că ei vor crede și este drept ca să aleagă pe toți aceia pe care vor vedea că vor crede. Dar Scriptura nu prezintă alegerea în termenii ăștia. Întotdeauna alegerea este legată de har, de nemei, de mila lui Dumnezeu. Versetul 16, din nou, este versetul pivot, unul din versetele pivot ale Scripturii. Nu atârnă nici de cine vrea, nu atârnă nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. El este sursa harului. Și aici este vorba de centru de greutate în concepția noastră și în mesajul nostru și în viața noastră. Este Dumnezeu sau este omul? Pe cine punem accent? Pe cel ce vrea? Pe cel ce se zbate? Pe cel ce face eforturi? Sau pe Dumnezeu de la care pornește mila și harul? În versetele 17 și 18 vedem suveranitatea lui Dumnezeu în alegere și respingere. Fiindcă Scriptura zice lui Faraon, nu avem timp să intrăm acum în asta, observați cuvântul Scriptură. Scriptura spune lui Faraon, dar nici măcar o parte din Scriptură nu era scrisă în momentul respectiv. Mult după aceea, sau la ani după ce vine Moise înaintea lui Faraon, el scrie primele cărți ale Scripturii. Dar Scriptura spune lui Faraon, asta e un subiect interesant, dar nu este al nostru acum. Te-am ridicat în adins ca să-mi arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul. Ramses, din câte mi-amintesc, el a fost faraon în vremea respectivă, sper că nu greșesc. Conjunctura în care ai ajuns rege peste cea mai puternică împărăție din vremea respectivă nu este la întâmplare. Faptul că s-au răsturnat înaintea ta dinastiile, faptul că tu ești unul care nu l-ai cunoscut pe Iosif și ce a făcut Iosif pentru Egipt, pentru că vii dintr-o altă dinastie, nu e la întâmplare. Tot ce a fost acolo nu este o coincidență. Te-am ridicat în adins. Dumnezeu, activ implicat, sper să nu fiu luat în nume de rău, în politica vremii. Dumnezeu, activ implicat în mersul lumii. În așa fel încât faraonul a cărui inimă era în concordanță cu planul lui Dumnezeu, a căror porniri păcătoase Dumnezeu a ales să le folosească, acel faraon a fost în timpul și în locul respectiv și n-a fost deloc contemplare. Obiecția din versetul 19. Dar îmi vei zice, atunci
De ce mai bagă vină? De ce mai bagă vină? Cine poate sta împotriva voii lui? Știți ce e interesant? Că și nouă ni se aduce astăzi aceeași obiecție atunci când vorbim despre alegere și predestinare. Să însemne asta oare că dacă și Pavel și noi întâlnim aceeași obiecție, oare spune și noi aceleași lucruri ca Pavel? Să ne gândim. Eu cred că da. Nu se spune astăzi că alegerea suverană a lui Dumnezeu distruge liberul arbitru și deci responsabilitatea și îl face pe om doar un robot, adică o ființă irresponsabilă? De ce mai bagă vină dacă omul este doar robot? Să știți că este exact același tip de obiecție. Alegerea oricum nu distruge liberul arbitru atunci când îl înțelegem corect. Și anume, omul este liber să acționeze conform naturii sale. Este liber ca apa, să curgă tot la vale și nu la deal. Este liber ca vulturul, să mănânce hoituri și carne și nu, să nu se hrănească cu cereale sau cu iarbă. Așa este liber omul, conform naturii sale. Nu poate să o depășească. Deci alegerea nu distruge libertatea omului și responsabilitatea lui atunci când fixăm corect granițele. În versetul 20, Pavel îi răspunde, dar nu într-un fel în care poate ne-am aștepta noi, dar mai degrabă cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? De ce mai bagă vină? El e nedrept. Este un atac asupra atributelor și asupra perfecțiunii lui Dumnezeu. Spune, dar mai degrabă cine ești tu? Dacă ar fi o relație om-Dumnezeu ca doi suverani sau, cum am mai spus, suzeran-vasal, atunci am putea să dăm curs unei astfel de obiecții. Dar nu este așa. Problema, de multe ori, este la atitudinea pe care o avem față de Dumnezeu. Cei care ridică în primul rând o astfel de obiecție au o problemă cu felul în care îl văd pe Dumnezeu. Și atunci Pavel spune, o astfel de atitudine nu merită un răspuns. Merită exact ceea ce spun eu. Du-te și verifică-ți atitudinea pe care o ai față de Dumnezeu. De ce mai bagă vină? Dar cine ești tu? Cine ești tu, făptură creată, ca suveranul să vină să se explice și să se justifice înaintea ta și tu să spui dacă el are dreptate sau nu? Ești tu judecător? Ești tu acela care ești în măsură să-l tragi pe Dumnezeu la răspundere? Ești tu în măsură să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Pavel spune, alegerea și respingerea sunt o realitate și Dumnezeu nu este obligat să se justifice în fața nimănui ca suveran. Acum, cred că o lună, discutam cu un frate și spunea, frate, eu cred în alegere și în predestinare, dar nu înțeleg anumite lucruri. Și mi-e teamă când citesc aici, cine ești tu, omule? Mi-e teamă să pun întrebări. Acum, este greșit să punem întrebări de genul acesta? Nu este greșit. Pavel, înainte de orice, trebuie să ne gândim, el anticipează obiecțiile unui critic, unui cârcotaș care se împotrivește învățăturii și care îl atacă pe Dumnezeu în esența lui. Dar oare același răspuns îl capete și un copil al lui Dumnezeu care vrea să pătrundă mai adânc și să înțeleagă mai bine pe Dumnezeu? Cred că nu. Cred că atunci când atitudinea noastră este corectă, putem să mergem mai departe, dincolo de răspunsul tranșant al lui Pavel, și să vedem ce se întâmplă de fapt, ce l-a motivat pe Dumnezeu, care este criteriul și care este cauza pentru care Dumnezeu a ales pe unii și a lăsat pe alții. Pentru în același stil, Pavel continuă și răspunde criticului și spune așa, nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut, pentru ce m-ai făcut așa? Nu cumva. Ce drept ai? Tu ca lut. Prima oară, vezi tu cine ești, să ai o părere corectă despre tine și despre Dumnezeu și apoi mai vorbim. Cred că cam asta spune Pavel aici. Dacă tu te consideri instanță supremă și vrei ca Dumnezeu să ți se justifice și ai pretenția că ești suficient de pregătit încât să-l tragi la răspundere, mergi înapoi și fă-ți temele.
uită-te la tine. Dacă tu compari voința ta cu voința lui Dumnezeu, dreptatea ta cu dreptatea lui Dumnezeu, înțelepciunea ta cu înțelepciunea lui Dumnezeu, știți cât e de mare diferența? Ca aceea între Lut și Olar. Atât e de mare. Oricât suntem de bine pregătiți sau de inteligenți sau de profunzi, când ne comparăm cu Dumnezeu, suntem nimic. Efectiv, nimic. Lut în mâinile Olarului. Versetul 21 spune așa, nu este Olarul stăpân pe Lutul lui? Olarul este. Este absurd să credem că Olarul ia o bucată de Lut și o întreabă, îi cere părerea, tu cam ce ai vrea să fii? Păi eu aș vrea să fiu o vază, că știi, mie îmi plac florile. Sau un ghiveci. Nu, e absurd să ne gândim în felul acesta. Olarul este cel inteligent, Lutul este lipsit de inteligență. Asta nu înseamnă că omul nu este moral, că este robot și așa mai departe. Este termenul ăla de comparație. Când te compari cu Dumnezeu, tu ești nimic. Ești atât de nesemnificativ încât ești ca un nimic. Nu este Olarul stăpân pe Lutul lui? Olarul este. Cine nu este Dumnezeu stăpân peste toate făpturile lui? Ba da, este. Și dacă vreunul dintre noi are o problemă cu asta, să se întoarcă înapoi la versetul, să se întoarcă la versetul 20. Mai trebuie citit odată. Versetul 22. Și aici este parte din acele lucruri greu de înțeles. Chiar dintre cele mai greu de, sau poate nu de înțeles, cât de acceptat din Scriptură. Ia uitați. Și ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arate mânia și să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei făcute pentru pieire și să-și descopere, să-și arate bogăția slavei lui față de niște vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă. Despre noi vorbesc. În versetul 22, cred că cea mai frapantă, cea mai șocantă expresie este făcute pentru pieire. Și cred că ar trebui să ne oprim numai puțin și să o analizăm. Pentru că versetul ăsta spune că sfârșitul lor final a fost determinat de Olar. Nu putem să scăpăm de asta. Scriptura inspirată afirmă lucrul ăsta. Putem să înțelegem în ce fel? Acum, există un sens în care oamenii se pregătesc pe ei pentru pieire sau pentru distrugere. Există un sens în Scriptură în care Satan îi pregătește pentru distrugere. Dar în pasajul acesta nu întâlnim nici omul, nici pe Satan. Întâlnim pe Olar. Și Olarul este Dumnezeu. Da? Deci Dumnezeu este Olarul care pregătește vasele pentru mânia viitoare. Asta înseamnă verbul din greacă, catartizo, înseamnă tocmai a fix, a pregăti, a destina. Autorul este Dumnezeu. El e Olarul. Bucata de lut nu sare singură în roată ca să-și facă o formă. Olarul este cel care o ia, o pune și îi dă forma respectivă. În ce sens însă i-a făcut Dumnezeu pe acești oameni, pe aceste vase pentru pieire? A turnat Dumnezeu păcatul în ei? I-a umplut de păcat în așa fel încât să-i poată pedepsi mai târziu? Nu, departe de noi și departe de Scriptură așa ceva. L-ar dezonora pe Dumnezeu că l-ar face autorul păcatului. Nu în felul acesta. Dumnezeu i-a făcut pentru pieire, a făcut vasele acestea pentru o întrebuințare de ocară, în două sensuri. În primul rând, pentru că i-a lăsat în afara granițelor alegerii sale și în al doilea rând, pentru că a hotărât pedepsirea păcatului. Asta este sensul în care a fost făcut pentru pieire. Este Dumnezeu nedrept pentru că pedepsește păcatul? Nu, de fapt ar fi nedrept dacă nu l-ar pedepsi. Este Dumnezeu nedrept pentru că a hotărât să pedepsească păcatul înainte de creație, adică anticipat? Nu, este drept în continuare. Haideți să privim asupra acțiunilor și atitudinilor lui Dumnezeu față de cei respinși. Nu mai trec peste partea de alegere pentru că acum vreau să ne îndreptăm spre partea asta negativă și mai delicată. În primul rând, în versetul 13, vedem ura lui Dumnezeu. Pe Iacov l-am iubit, pe Esau l-am urât. În versetele 14 și 15 le arată dreptatea lui Dumnezeu față de ei.
prin, și este implicată și nu cumva este nedreptate în Dumnezeu, nici de cum. Este drept ca el să facă lucrul acesta. În versetul 17 spune că se folosește de ei. Te-am ridicat în adins, faraon, pentru a-și arăta puterea, pentru a-și arăta suveranitatea. Spun versetele 14, 15, 21. În versetul 18 Dumnezeu împietrește pe unii și o să vedem imediat ce înseamnă lucrul acesta și cum îi împietrește. În versetul 21 Dumnezeu este stăpân peste ei și dispune de ei cum olarul dispune de lutul lui. În versetul 22 Dumnezeu își arată mânia și manifestă dreptatea, sfințenia și puterea față de ei. Tot versetul 22 ne spune că i-a suferit cu multă răbdare, chiar dacă ura păcatul și era mânios pe ei. Și versetul, ultima parte a versetului 22, i-a făcut pentru pieire. Nu în sensul că a turnat păcatul în ei, ci în sensul amintit de mai sus. Ca și concluzia acestui pasaj, când îl interpretăm, trebuie să ținem cont de contextul mai larg. Nu ne dă toate răspunsurile, deși poate este cel mai vast care vorbește despre alegere și respingere, dar nu găsim încă toate răspunsurile aici. Pasajul acesta trebuie să îl interpretăm să fie în armonie cu restul pasajelor care vorbesc despre aceste lucruri. Știm că Dumnezeu, până la urmă nu știm de ce Dumnezeu a arătat iubire unor ființe care îl urăsc. Nu știm. Nu știm de ce Dumnezeu a iubit și iubind a ales pe unii, dar știm ce motivează ura lui Dumnezeu. Ce motivează ura? Păcatul. Dumnezeu nu urăște fără niciun motiv. Nu-i sare țandăra fără să fi făcut nimic. Nu. În ura lui Dumnezeu și în mânia lui se manifestă dreptatea și sfințenia lui. Asta cu privire la textul din Romani, capitolul 9. Când vorbim despre respingere, ca parte negativă a alegerii, adică când ne referim la cei lăsați, la cei nealeși, este greu să vorbim, este poate cel mai greu de înțeles și de acceptat din decretele lui Dumnezeu, din hotărârile lui. Și la fel ca în cazul alegerii, sunt lucruri care nu ne-au fost descoperite în Scriptură. Vrem sau nu să recunoaștem, nu o să găsim pe pământul acesta toate răspunsurile. Dar, fiindcă lucrurile descoperite sunt ale noastre, ca să le împlinim, este de datoria noastră să mergem cât mai în profunzimea subiectului, pentru că Dumnezeu este glorificat și prin acest lucru. În primul rând, în Biblia Cornilescu, care este terminologia, care sunt cuvintele folosite pentru respins. În limba greacă este adochimos. În limba română, în versiunea Cornilescu, se folosesc mai multe cuvinte și anume lepădat, osândit, netrebnic. Astea sunt cuvintele care sunt folosite în diferite versete. Romani 1 cu 28 i-a lăsat în voia minții lor blestemate, spune acolo, este reprobate, respinse, adochimos. Care este definiția? Respingerea este actul veșnic al lui Dumnezeu prin care El, după înțelepciunea și dreptatea sa, a determinat să nu acorde bogățiile harului său, mântuitor, anumite oameni, lăsându-i în păcat și pedepsindu-i pentru el, pentru manifestarea gloriei și puterii lui. Avem dovezi în Scriptură cu privire la respingere? Da. Deși nu vorbește nici pe departe Scriptura atât de mult despre respingere, cum vorbește despre alegere, despre partea pozitivă, cu toate astea, Scriptura vorbește despre respingere. Avem dovezile logice, indirecte, să încep cu ele. Atunci când avem o alegere, unii sunt luați, alții sunt lăsați. Asta implică o selecție, nu? O alegere și o respingere. Dacă toate persoanele sunt selecționate, dacă ai luat toate cele 10 conserve de pe raft, practic n-ai făcut o alegere între ele. Ceea ce spune Domnul, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat din lume, implicația este că sunt unii aleși și unii lăsați. Pentru unii mă rog, pentru alții nu mă rog. Și apoi sunt afirmațiile directe ale Scripturii. Nici măcar nu pot să dau toată lista, sunt unele versete foarte, foarte grele, chiar și pentru mine, nu că aș fi eu cineva, dar să citim câteva. Domnul a făcut toate pentru o țintă.
chiar și pe cel rău, pentru ziua nenorocirii. Proverbe 16:4. Niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți lucrătorii fără de lege. Căci s-au strecurat între voi unii oameni, scriși de mult pentru osânda aceasta, spune Iuda. Nu este olarul stăpân pe lutul lui ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuințare de cinste și un alt vas pentru o întrebuințare de ocară? Și ce putem spune dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-și arate mânia și să-și descopere puterea, a suferit cu multă răbdare niște vase ale mâniei făcute pentru pieire? Ei, spune Petru, adică necredincioșii, se lovesc de ea, de piatra de poticnire, și la aceasta sunt rânduiți. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt. Și versetul continuă. După ce le-a spus pilda semănătorului, ucenicii l-au întrebat pe Domnul de ce le vorbește în pilde. Din câte mi-amintesc, pilda semănătorului chiar prima menționată în Scriptură. Poate că mă înșel în partea asta. De ce le vorbește în pilde? Ei, răspunsul Domnului din Marcu nu se potrivește cu ceea ce ar vrea mulți să audă. Și anume, iată ce spune Domnul. Vouă v-a fost dat să cunoașteți taina împărăției lui Dumnezeu, dar pentru cei ce sunt afară din numărul vostru, toate lucrurile sunt înfățișate în pilde. Pentru că măcar că privesc, și citează profeția din Isaia, măcar că privesc să privească și să nu vadă, și măcar că aud să audă și să nu înțeleagă, ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să li se ierte păcatele. E greu. E greu pentru oricine de accepta lucrul acesta. Dar este în conformitate cu voia și cu toate atributele lui Dumnezeu. Asta spune Scriptura. Și acum am ajuns la pilda semănătorului. Nu pot să nu fac o paranteză, pentru că sunt atât de multe interpretări greșite ale pildei astea. Știți că sunt unii, nu place să dau nume, unii carismatici cu Evanghelia Prosperității, care spun că sămânța sunt banii pe care tu i-ai. Știți interpretarea? Și contează în ce lucrare investești banii tăi. Benihin, mai știu eu care, pentru că nu dau rodul, nu toate lucrările dau rodul potrivit. Deci, nu exagerez, chiar dacă pare amuzant, e trist în același timp, să vezi cât de mulți trimit bani crezând că-i sămânță și chiar pe posturile lor de televiziune apare expresia trimiteți-vă sămânța în contul cutare. Dar Scriptura spune sămânța este cuvântul. Nu banii, nu ce ai, nu aurul, nu așa mai departe. Cuvântul. Hai să ne uităm doar la câteva detalii. Nu stăm acum să explicăm pilda, dar vreau să vă gândiți la câteva detalii care să vă ajute să interpretați pilda corect. Și anume, cele patru feluri de pământ nu reprezintă toți oamenii fără excepție. Fiecare din cele patru spune, sămânța căzută în pământ stâncos sau pe drum, sunt cei ce aud cuvântul și, da? Deci, sămânța și solurile sunt doar cei ce aud cuvântul. Dar nu toți oamenii l-au auzit. Evanghelia mântuirii nu a ajuns la toți oamenii fără excepție. Eu întreb pe mulți și spun ce se întâmplă cu bunicul lui Atahualpa. Regele Incaș de pe vremea lui Pizarro, nu? A conquistadorului spaniol. N-a auzit niciodată de Iisus. Nu că aș crede că misionarii catolici au adus Evanghelia Incașilor. Nu vreau să fiu înțeles greșit. Dar n-a auzit nici măcar cel mai vag lucru despre Isus. Nu l-a auzit. A murit și nu a auzit. Ce se întâmplă cu Burebista? Da? El nu face parte din aceste patru soluri de pământ pentru că n-a intrat în contact cu cuvântul. Deci să nu vă așteptați și să nu credeți că, că lumea toată se împarte în patru soluri. Nu? Cei care aud cuvântul se împart în patru soluri. Asta este primul lucru pe care aș vrea să-l țineți minte. Apoi, cele patru feluri de pământ, de fapt, sunt două. Cei patru sunt trei, Luca și Matei. Sunt doar două. Pământul care aduce rod și pământul care nu aduce rod din diferite motive. Și pentru că am spus diferite motive, hai să vedem. De ce este pământul bun și potrivit pentru creșterea semințelor, adică a cuvântului? Ce anume l-a făcut bun? Nu știu câți dintre dumneavoastră vă pricepeți, adică ați lucrat poate
majoritatea într-o grădină sau la câmp. Eu am crescut cu chestiile astea și cred că m-au format. Nu pot să scap de ele nici acum. Buruienile. Oricât am vrea, buruienile, să știți că nu cresc numai pe marginea grădinii, cresc peste tot. Ca să pregătești, ca să semeni într-o bucată de pământ, trebuie întâi să-l pregătești. Trebuie să-l sapi, trebuie să-l cureți, trebuie să smulgi buruienile. Există un întreg proces de pregătire până să ajungă sămânța în pământ. Aruncă sămânța, nu cunosc niciun agricultor, niciun fermier care să meargă și pur și simplu am 2 hectare, mă duc și arunc grâu fără să fac o pregătire prealabilă. Este absurd. Avem un pământ pregătit. Pământul bun este pregătit. Mă gândesc la solul pietros. Și avem terenul în Bocșa, este destul de bun, în locuri nu-i prea bun, dar mai ales în zona de munte, acolo unde ai teren pietros, și am înțeles că cuvântul acolo este efectiv bolovănos, nu ai bolovanii doar într-o parte, nu? Este stratul de rocă de dedesubt. Dacă vrei să ai un teren fertil, adică un sol bun, adânc, trebuie să scoți bolovanii de acolo. Trebuie să-i scoți din teren și să-i pui deoparte. Există o pregătire prealabilă a pământului. Da? Orice pământ, dacă nu este lucrat, o să dea naștere la buruieni. La fel și în termen spiritual. Pământul bun este bun pentru că a fost pregătit mai dinainte pentru asta. Să știți că nimeni nu se duce la câmp pur și simplu să-și arunce sămânța doar pentru că ăsta este locul meu, este pământul meu. Fără să fac nimic, mă duc primăvara și am aruncat sămânța. Niciunul nu face așa ceva. Încă ceva. De ce a aruncat semănătorul semințe pe drum și între pietre și între buruieni? Adică nu e o chestie foarte normală lucrul ăsta, nu? Mai sunt unii care spun că sămânța a fost, semănătorul și-a împărțit în mod egal semințele, cantitatea de semințe, dar nu mi se pare normal. De ce? Eu dacă mă duc să pun un hectar de grâu, eu nu o să mă împart semințele, un sac este pentru hectar, un sac este să-l arunc pe drum, un sac este să-l arunc între buruieni și mai un sac să-l arunc între pietre. Nu mi se pare normal lucrul ăsta. Acum, de ce? Ce a intenționat Domnul să ne spună? Nu uitați că pildele sunt exemple reale, luate din viața de zi cu zi, destinate să învețe un adevăr spiritual pentru cei cărora au fost dați să înțeleagă tainele acestea. Vă puteți imagina pe unul care vrea să pună un hectar de pământ, care are nevoie de un sac și el să folosească 4 saci de semințe? Deci cred că este ceva anormal acolo. Și mă întreb de ce. Ce legătură are asta cu pilda semănătorului? Cred că scopul semănării este ca sămânța să ajungă în pământul fertil. Niciun agricultor nu spune acum, scopul meu este să văd dacă nu cumva pământul poate să-mi producă la fel de bine ca pământul lucrat, ca pământul fertil. Hai să fac o încercare. Nu cred că este vorba de așa ceva. Faptul că sămânța ajunge în locuri neproductive nu arată prostia agricultorului, ignoranța lui, ci abundența lui, faptul că nu este zgârcit. Intenția seminței este să ajungă în pământul fertil. Ăsta este scopul ei. Semănătorul știe că doar pământul acela o să producă rod. Știe pentru că l-a lucrat. Pământul acela a fost ca și celălalt, înainte ca el să intervină. A fost și el plin de buruieni. 100% a fost și el plin de bolovani. El l-a pregătit. Și pentru că l-a pregătit, el atunci a venit vremea în care să semene sămânța. Gândiți-vă și la lucrul acesta când vă gândiți la pilda semănătorului. Evanghelia ajunge la toți aleșii, la toți, dar ajunge și la nealeși. Și ajunge pentru că Dumnezeu nu este zgârcit, pe de o parte, și pentru altă parte, dovedește tuturor care este pământul lucrat și care nu este pământul lucrat. Pentru unii, Evanghelia este o mireasmă care duce de la viață spre viață, pentru alții, de la moarte spre moarte. Asta dovedește bunătatea, dărnicia
semănătorului și natura împietrită și plină de buruieni a respinșilor. Autorul alegerii este Dumnezeu. Am spus mai devreme că, deși există un sens în care oamenii se resping pe ei sau se potrivesc pentru mânie, se încarcă cu mânie și Satan îi pregătește, cu toate astea în Romani 9 vedem pe Olar. Autorul respingerii este Dumnezeu. Nu pot să fac ce vreau cu ce este al meu. Nu este Olarul stăpân pe lutul lui? Vedem că Dumnezeu se folosește de dreptul său. El are dreptul de a acorda har și are dreptul de a nu acorda har, pentru că harul este nemeritat. Și vreau să vorbesc acum un pic despre respingere și despre precondamnare. Am mai dat exemplul ăsta. Oamenii nu sunt pe un gard. Dumnezeu să-i împingă pe unii într-o parte, să-i tragă pe alții într-alta. Să spună, iată, cum vreau eu, așa faceți voi, pentru că așa vreau eu. Nu. Oamenii nu sunt pe gard. Oamenii sunt toți în terenul lui Satan. Toți au căzut, toți sunt dușmani. Faptul că există cineva mântuit este pentru că Dumnezeu a intervenit și l-a smuls din sfera întunericului, din împărăția întunericului și l-a pus într-o altă împărăție. Asta este acțiunea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a ales pe unii și a lăsat pe alții, El și-a manifestat hotărârea de a-i smulge, efectiv de a-i smulge din ghearele morții și a le da mai mult decât ei merită. Știți, alegerea până la urmă nu dăunează în niciun fel nealeșilor. Adică, în alegere, cei nealeși rămân exact în starea în care ei s-ar fi găsit dacă nu exista niciun fel de alegere. Adică în starea de păcat, în starea de vasă ale mâniei. Nu există, este absurd să ne gândim că există un neales care să spună: Doamne, dar eu vreau să fiu mântuit. Doamne, dar eu te caut pe tine. Doamne, dar eu vreau cerul. Și Domnul să-i spună: pare rău, s-au umplut locurile, sala este plină, ai venit prea târziu. Nu există. Pe acela pe care vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Și nu este nici unul care să vină la Hristos și să nu fie primit. Nu este niciunul. Nu este niciunul care să-l caute pe Dumnezeu, să vină la El și să nu fie primit. Niciunul. Acum, noi trebuie să facem diferența între a vrea să scăpăm de iad, niciunul vrea să-i ardă, și a vrea, a dori, să-L slujești pe Dumnezeu și să te lepezi de păcat. Există o diferență crucială. Una este o dorință egoistă. Vreau să-mi fie bine. Da? Vreau să scap de iad. Și asta natura este perfect compatibilă cu natura noastră păcătoasă, care este egoistă până în măduva oaselor, dacă are natura păcătoasă oase. Alegerea nu dăunează în niciun fel păcătoșilor. În niciun fel. Dumnezeu nu le-a făcut niciun rău. Ei merită, ei primesc exact ceea ce merită. Asta este foarte important să înțelegem. Amintiți-vă prin ce cuvinte sunt descriși ei în Noul Testament. Blestemați, lepădați, osândiți, netrebnici. Ar folosi Dumnezeu cuvinte de genul acesta pentru cineva care îl dorește? Pentru cineva care îl vrea, care îl caută? Nu. Nu. Lutul din care Olarul a pregătit materialul nu este un lut nobil, nu este cel mai bun pământ posibil. Nu. Lutul este privit, frământătura de lut e privită ca fiind căzută. Și pentru că este căzută, este natural ca din lutul acela să se facă vase potrivite pentru mânie. Intervenția lui Dumnezeu este să ia un material prost și să facă ceva frumos și bun din el. Și asta este alegerea. Asta este minunea alegerii. Dumnezeu a hotărât, este drept când a hotărât să pedepsească păcătoșii. Și El a hotărât înainte de întemeierea lumii care este plata păcatului și care este prețul neascultării. Și nu putem să încheiem, v-am promis că nu vă țin puțin, nu putem să încheiem până nu ne uităm la atitudinea lui Dumnezeu față de cei respinși, față de cei nealeși. Este absolut esențial, pentru că din nou aici o să vedem caracterul lui Dumnezeu și răzvrătirea sau starea naturală a omului. Dumnezeu este bun și îndelung răbdător cu ei. El face să răsară soarele lui și peste cei buni și peste cei răi, nu? Și ploaia peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturie, spune Pavel când predică unor păgâni.
întrucât v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer și timpuri roditoare, v-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile cu bucurie. Iată cum s-a comportat Dumnezeu cu ei. Romani 2 cu 4. Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dumnezeu este bun. Dumnezeu este bun. Multora le îngăduie să aibă averi, să aibă o viață fericită, să sufere mult mai puțin decât suferă copiii lui. Să ducă mult mai puține lipsuri. Îngăduie lucrul acesta. Îi lasă în voia lor să facă ce poftesc. Da, voia lor sau mintea lor blestemată. Dar îi lasă. El nu se comportă, nu se comportă cu ei ca și cu niște fii pe care îi disciplinează atunci când greșesc, pe care îi atinge cu nuiaua atunci când o iau razna. Nu. Îi lasă în voia lor. Dar Dumnezeu este mânios și urăște pe cel păcătos. Sunt multe versete care vorbesc despre lucrul acesta și incompatibile cu ideea că Dumnezeu iubește pe toți oamenii, dar urăște păcatul. Dumnezeu nu trimite numai păcatul în ea, ci îl trimite și pe păcătos. Și citim în Psalmul 7 cu 11, Dumnezeu este mânios pe cel rău în fiecare zi. În fiecare zi. Dumnezeu nu se schimbă, nu trece de la iubire la ură. În dreptatea lui, Dumnezeu pedepsește fiecare nelegiuire. Nu există niciun păcat nepedepsit. Ochii tăi sunt așa de sunt prea curați, sunt așa curați că nu poți să vadă răul și nu poți să privești nelegiuirea, citim în Habacuc 1 cu 13. Și pentru că am vorbit de alegerea națională, uitați-vă la Israel și spuneți-mi dacă Dumnezeu nu pedepsește nelegiuirea. Uitați-vă la Canaan, uitați-vă la popoarele de acolo, uitați-vă la Egipt. Dumnezeu pedepsește păcatul. Pe unii împietrește. Și aici e subiectul sensibil, partea sensibilă din discuție. Eu voi împietri inima lui Faraon, îi spune Dumnezeu lui Moise, înainte să-l trimite la el. N-a încercat, Moise știa rezultatul dinainte. Eu voi împietri inima lui Faraon. În Roman 9 citim, te-am ridicat în adins ca să-mi arăt în tine puterea mea. Astfel el are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea. Acum întrebarea este cum împietrește Dumnezeu. În Scriptură vedem că oamenii se împietresc și sunt multe versete în Exod care arată că Faraon s-a împietrit. Există o influență a lui Satan care împietrește și care orbește, a căror minte necredincioasă orbit-o Dumnezeu viacul acestuia. Și există un sens în care Dumnezeu împietrește. Și despre sensul ăsta, la sensul ăsta vreau să ne oprim foarte puțin. Cum împietrește Dumnezeu? Să luăm pe Faraon. Când se împietrea Faraon? Când Dumnezeu îl apăsa cu mâna lui, cu dreptatea lui, sau când îi făcea bine? Păi nu, Faraon se împietrea. El era fiul de Zeu, nu fiul lui Osiris. Era ca nimic atunci când Dumnezeu îl apăsa și îl strângea în mâna lui. Îl chema imediat pe Moise. Spune să se oprească. Fac ce vrea el. Vă las, vă dau drumul, puteți să plecați. Spune să se oprească. Când Dumnezeu îi făcea bine și îl slăbea, Faraon se împietrea. Faraon se împietrea. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie în ziua dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Când Dumnezeu face bine omului natural, carnal, răzvrătit, spune, a, e slab. Sunt eu destul de tare, n-am nevoie de el. De ce să mă supun lui dacă pot să nu mă supun? De ce? Și asta e împietrirea. Asta e împietrirea. Dumnezeu face bine și omul se împietrește. Știți? Cineva dădea exemplul ăsta. Nu știu dacă e cel mai potrivit, dar pune un lut la soare și pune un unt la soare. Două efecte total diferite. Unul se topește, altul se întărește. Nu întâlnim analogia dintre unt și cei aleși în Scriptură, dar cred că înțelegeți ideea. Când Dumnezeu îi face bine omului păcătos, el se împietrește. În felul acesta, Dumnezeu împietrește. Care este scopul respingerii? Până la urmă, când e să tragem o linie, scopul respingerii este glorificarea sfințenii, a dreptății, a puterii lui Dumnezeu. A faptului că Dumnezeu nu este
orb. Dumnezeu nu este limitat, că Dumnezeu vede orice păcat, știe orice intenție a inimii și orice păcat este pedepsit, este adus la judecată. Dumnezeu își arată dreptatea în pedepsirea păcătoșilor. O, spun unii, dar Dumnezeu nu este corect dacă nu oferă o șansă tuturor oamenilor. Din nou, mântuirea nu este un act al dreptății, ci un act al milei suverane a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este dator. El a ales să nu extindă binecuvântările sale asupra tuturor oamenilor. Și ce putem noi să spunem? Pot să-l înțeleg? Nu pot. De ce? Până la urmă, Dumnezeu nu a ales să mântuiască toți oamenii. Că este prea slab? Că mila lui nu este suficientă? Departe de noi așa gând. Vedeți? Faptul că Dumnezeu nu mântuiește toți oamenii este un act al suveranității, nu al slăbiciunii lui Dumnezeu. Sunt mulți care cred că Dumnezeu încearcă, dar nu reușește. Fals! Toți aceia pe care Dumnezeu, asupra căruia Dumnezeu s-a oprit cu binecuvântările Harului Său, vor ajunge în cer. Nici unul nu va ajunge în iad. Nu o să existe niciun ales al lui Dumnezeu care să ajungă în iad. Nici unul. Asta este suveranitatea și puterea Lui. Acum, ce învățăm noi când privim la ceea ce spune Scriptura despre cei respinși? Ce învăț eu? Învăț care ar fi fost sfârșitul meu dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit în viața mea să mă schimbe. Învăț ca unde aș fi ajuns eu dacă Dumnezeu nu m-ar fi căutat, dacă m-ar fi lăsat pe mine să-L caut, dacă m-ar fi lăsat ca prin propriile mele fapte și merite să-mi câștig mântuirea. Aș fi ajuns în iad. Acolo, unde sunt toți respinși. Și atunci, când știu că El m-a ales și s-a dat pe sine pentru mine, îl slujesc cu așa bucurie și cu așa recunoștință. Nu din frică. Religia omenească îi ține pe oameni în frică. Îi ține subjugați. Vezi că dacă nu faci nu știu ce, atunci ești blestemat. Vezi că nu știu ce se întâmplă. Asta e religia omenească. Dragostea adevărată izgonește frica. Disipează frica. Asta e dragostea. Îl slujesc pe Dumnezeu ca unul care stau înaintea Lui fără merite și în care a turnat bogățiile slavei Lui și a harului Său. Și îl slujesc din recunoștință, din dragoste pentru ceea ce a făcut pentru mine. Asta învăț eu din doctrina respingerii. În concluzie, alegerea este un act suveran al lui Dumnezeu, prin care El decide cine va moșteni cerul. El a hotărât și mijloacele prin care alesul să ajungă acolo și două dintre ele este sfințirea Duhului, adică viața sfântă și credința adevărului. Alegerea n-a fost făcută în timp, ci a fost făcută în eternitate. Și atunci când Dumnezeu i-a ales pe unii și i-a lăsat pe ceilalți, rasa umană, foarte important, este considerată, este privită de Dumnezeu nu ca necăzută, ci ca fiind căzută. Alegerea este personală, adică determină exact persoanele care vor fi mântuite. Este irreversibilă, un ales nu poate deveni neales și invers, și este eternă. Alegerea nu este condiționată de credința, de faptele omului, ci de voia suverană a lui Dumnezeu. În respingere, Dumnezeu îi lasă pe cei nealeși în starea în care s-ar fi găsit dacă n-ar fi fost o alegere. Adică în starea de vase ale mâniei, pregătite pentru pieire și pentru dreptate. Doctrina biblică a alegerii îl glorifică pe Dumnezeu. În plinătatea atributelor sale și umilește natura păcătoasă. Și de aceea omul spiritual are mult de câștigat dacă înțelege această învățătură. Domnul să ne ajute să spunem din toată inima a Lui să fie gloria, soli Deo gloria. Amin.